Ți s-au dus toți parpalacii, fraierică. Tap. Salut, dormi, și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Hearthstone. A trecut ceva timp de la ultimul episod. Sincer, nu am mai avut prea multe pachete care să le fac showcase. Am observat că în sezonul ăsta au fost numai rețete extrem de scumpe, cu multe legendare necesare. Dar de obicei așa e, din cam când se apropie de ultimul sezon înainte de rotație, se strâng foarte multe legendare pe care nu poți să le iei dacă nu bagi bani și așa mai departe. E un pachet foarte șmecher care l-am, adică cube locul meu care mi l-am făcut de ceva timp, văceam că mi-l doresc să mi-l fac, mi l-am făcut, vreau să vi-l arăt și vouă, n-am făcut niciun episod cu el, nu înțeleg de ce asta până acum. Chestia e că am fost dezamăgit de cum mergea la ranked, cred, nu mi-a mers mie așa de bine cu el cum am vrut. Noi oricum o să jucăm la ranked, că așa ne-am obișnuit. Vreau să vi-l arăt mai întâi, să vă arăt structura lui, că e una interesantă. În mod normal, el se joacă cu legendara aceea din Ongoro, nu știu dacă știți, deci activează Death Rattle-ul de 2 ore, mi se pare. Ok, pachetul este acesta, l-am denumit Giant Cube, pentru că se joacă pe modalitatea mea favorită de Control Warlock, adică ai 2 Mountain Giant. Asta îmi place cel mai mult să văd un Warlock, v-am mai avut un episod cu un asemenea Warlock, cred că îl știți foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult, am avut niște câștiguri foarte frumoase cu el. Are așa, deci are Blood River Gul'dan, desigur 2 Void Lord, Skull of the Manari, trebuie la un cube block, mai ales dacă ai și Doomguard și ai mai mulți demoni incluși. Altfel nu are sens. Ok, spicy introducere aici, foarte spicy, Faceless Manipulator, asta merge cu combo cu orice, poți să copiezi ceva de la el, poți să copiezi ceva direct de la mine dacă nu o țin prea bine, de exemplu, pe niște cărvuri foarte favorabile dacă ești cu agro și de exemplu scoți din ăsta la tura 6 ai pus direct ăsta și ai doi de ăștia, știi, cam greu să te mai oprească, știi, o să-și dea surrender instant. Dar cel mai OP e când dai Faceless Manipulator pe un cube. Când dai cube-ul pe un Mountain Giant sau un Void Lord sau un Doomguard și după aia dai Faceless-ul pe cube și s-a terminat șmecheria, gata, gen, se sperie, o să-i umpli tot bordul numai de monștri. Ok, de control avem 2 Spellbreaker am băgat, just in case, un Doomsayer pentru early aggro, 2 Defile, mai și o incluzie frumoasă de Tainted Zealot, care știm foarte bine că se folosește cu Defile. Ăsta Dark Pact-ul e basic, la ăsta, la Cube Block cu Possessed Lackey. Și cam atât, v-am zis, extrem de porceală și OP ar fi fost dacă aveam legendarea aia de Ongoro. Nu știu să vă zic care e numele acum. Cred că o știți cu toții la care mă refer. Și cam atâta. Haideți să începem să dăm niște ture cu pachetul ăsta, să vedem dacă vă place. Ok, fetițe și băieți, ce avem noi aici? Avem un paladin, Doomsayer-ul clar în prima mâna mea. O să fie paladin în acela de spawnează mulți mii, în ce să mă fac eu. O să facem asta și asta și cred că păstrez până la urmă chiar Possessed Lackey. Scot ceva repede din el. Bun! O mânuță, zic de început, destul de bună. Ok, am citisem astăzi ceva după un Morlock Paladin, dar din păcate nu mergea prea bine după Rank 14 încolo. Nu știu, m-am dat bătut la Morlock Paladin, deși am cea mai șmecheră variantă din meta asta. Care nu merge, am joc și cu 2 Spellbreaker și tot nu face față. Mai ales dacă dai de priști. De-abia bați cube block și trebuie curve extrem de bun. Hai, începem cu ăsta. Ai, să moară Petre! Merge ăsta? Am extrem de lag, că în același timp downloadez și ceva. Nu vreau să zic ce downloadez, că este un... E bine, vă vreau un spoiler sau nu știu ce să zic. Cred că de fapt va apărea înainte de asta. Da. Și acel ceva este Far Cry 5. Sper să ne meargă. Mamă, ce swarm nesimțit. Ok, tura următoare ce fac? Pun asta și asta. Bă, nu cred că merge cu downloadul ăla, cu aia se mișcă ca un căcat jocul. Ia fii atent, curățare sau nu curățare? Bă, hai să nu curățare, sau curățare acum. Ideea e că pot să fac asta și asta. Știi? Fără să mai folosesc eu defile-ul la faza aia.
Hai, boy. Hai să te văd. Bun. Next. Ți s-au dus toți parpalacii, fraierică. Tap. Gata. Tur următoare cred că joc Spellbreaker. N-am altceva mai bun, trebuie să am ceva pe board. Și curios dacă am target de silence bun. No, fuck you. Mam. Vrea să pună și secret nebunul. Direct. Pa, aș putea să dau defile acum. Is it worth it though? De fapt, stai mă, că am coin. Pot să pun acum ăla, mă înțelegi? După aia o să vedem dacă se merită să pun cube-ul pe el. Dar cred că se merită să pun cube-ul pe ăsta. N-am absolut... Ba nu, de fapt, stai că am un demon în mână. Înseamnă că mai îmi rămâne un Voilord și un... Doi fucking dăia. Și mie îmi trebuie nașpa Voilord acolo. Bă... Boile, cât de capul meu, e grea asta. Pic am grea. Dar o să fac așa și așa. Eu zic că e safe play-ul. Yes. Băi, ideea e dacă e de ăla de... Your magic shall not save. Da. Fuck. He fucked me. Cred că trebuie să fac asta. Fuck my life. Dacă îi dau copy, dar nu, că îi dau copy silenced, mă înțelegi? Summon to copies of it. Mamă, deci dacă... Eu nu mi-aduc aminte la ăsta dacă era silenced, să-mi sumoneze două copii silenced. Unul... N-are nimeni la viață, gen, aș zice să mă joc pe Defile aici. O să pierd prea multă viață tura următoare și oricum are board presence. Așa că o să fac asta, deci hai să calculăm bine. 1, 2, 3. Da, e bine. Hammer, lagul mătii. Așa. Și facem asta. Și... Păi pun și asta pe masă, frate, sunt un pic pușt, mă, înțelegi ce vreau să zic? What? Stai mă, ce? Stai, what the fuck is you doing, boy? M-am și speriat. De la lagul ăsta nu mai înțeleg nimica, bă, cât mai are la download, dar chiar așa e, nesimțire curată. Am înțeles. Ok. Știi, putem să încercăm secretul că avem Divine Shield. Op, așa. Hai să facem asta. De că sunt curios dacă îl va returna în mână. Am înțeles cum stă treaba. Hai să facem repejor asta. Și după aia... Bă, ăsta l-aș folosi pe un naibii dacă îmi pune un war leader și n-am cu ce să-i răspund, mă înțelegi? Nu știu, pe bune, deci mă jur, cube aici. Cube for the win. Sau mai trag o tură cu ăsta și după aia cu ăsta. Și după aia dacă pune War Leader, să zicem că am prezență pe board. Oarecum. Hai mă, să jucăm așa. Facem asta și asta. Parcă aș vrea să dau cube-ul pe ăsta, naibii, ca să-mi salvez curulețul. Crezi tu că e by the holy light și n-am jucat eu cum trebuie până acum? Aș vrea să te văd cu metre. Ce mai îți poate pielea.
cam prost efectul. Ok, ce putem să distrugem? Putem să distrugem asta? Și să lasă asta în viață? Asta? Asta? Și gen... mă locomesc la cube? Mă locomesc? Da, mă locomesc. Dau și un tap chiar. Ok, fac asta. Și that's kinda it. Frumos, 24 la viață, asta 30 și suntem înapoi în joc. That's bad. That's bad. Dar nu e așa de bad, calm silence. Pishamaș. Mamă, coițe. 2, 3, sper să nu mă rupă. Nu vreau să dau niciun tap, ce ai? Unde mi-e Hellfire-ul? Unde mi sunt nebuniile? Și dacă își pune Sunky Partarim, cât are? 12. Bă, din fericire n-avea niciun secret, nu lasă, mă faulteze. Ce greață mi-e de World Leader ora. No! No, don't do it! Bun. 4, 4, 1, gen... o să aibă... greu de a face cu mine. Băi, ce mi-a picat. Băi, ce mi-a picat! You're fucking dead, boy! Yes. Oh, yes. They'll serve me now. Hai să vedem ce secret are. Ok. Nu mi-e frică de asta. Hai, trage-mă ăla din pachet cel mai repede. Bun. To the face. Și închidem tura. Bă, măcar își face play-urile cât de rapid. Eu n-aveam așa de multe cărți în mână, n-a tras cine știe ce. It's good in some ways. Na. Și acum ce o să mai faci? Te duci în cap de aici. E imposibil să-ți mai revii, prietenaș. Jap. Și jap. Ne, nu o să-ți meargă. Nu prea poți să mai faci prea multe. Și acum punem încă un Voilor de nou sau îl copiem cu ăsta și mai facem deal 3 damage. Am vreun valuable ceva. Și pe aia trebuie să-i sparg în ăsta. Hai să dăm ceva de 3, așa. Ah, trebuie să-l copiez înainte, în fine. Not that big of a deal. Dale-ul ăsta. Facem și noi viața. Și-l copiem pe ăsta. Safe. Safe side. Oh. Trist. Foarte trist. Bom. Buff. Buffed. Și nimica. Așa, ce trade-uri facem noi favorabile aici? Easy peasy aici. Fuck.
Hawk. Hawk. Și punem și ăsta ca să îl și speriem puțin. Cât are? 3, 5, 6. Ok, deci tura următoare o să-mi dau Cube pe Void Lord, cel mai ok. Petardă ce aveau ăsta în pachet. Da, nu mai pot să fac chestia aia cu cubes. 1, 2, 3. Unu, doi, trei, job, mai ia-l și pe ăsta. Că dacă tot mi-au intrat toți în mână, ce să-ți fac acum? Acum ți-i pun dacă am tras de tine și am reușit să trag de tine. N-am avut deloc, am avut cel puțin counter bun de început, am putut să-i fac clear la early threat, dar după aia mie să știți că nu mi-au picat cărți așa de favorabile, din m-am strâns cu, mi-au intrat toți demonii în mână, fără Skull of Manari. Și măcar am putut să mă folosesc. De bine, vedeți că mi-au luat Silence pe primul lackey. Belea. Ha. Am câștigat cube-ul nostru șmecher. Hai să mai dăm un match, să-l mai testăm. Uite, avem Valir, al doilea enemy. Bă, nu știu, n-aș vrea să jinxez match, așa că nu o să zic cum, ce părere am eu de matchup, dacă e bun sau ușor. De cât îl luăm pe parcurs, e bine asta, e foarte bine asta, de fapt. Skull of Manari e bine să îl ținem în mână din prima, acum cu deck-uri de control grav, genul extrem de agro. Și mi se pare că Rogue era extrem de agro, hai să ținem și Skull-ul. Avem și, avem și asta, e bun. Toată mâna e bună, what the fuck. Păstrăm totul. Nu prea vezi asta în fiecare zi. Așa, hai să începem. Easy! Me take book! Ia carte din pachet! Bun, enter. Hai, nu fi de la de gândește un an, că deja am porcării și n-am chef. Și-a luat dagger omul. E pregătit să se dea cu fața de mine. Bravo, tată. Lasă că să refac eu health-ul înapoi. Da, o să ți le iau imediat spre sfârșit. Tap. Dacă nimica. Na, nu folosesc coin-ul pentru așa ceva. Să vedem ce avem noi aici. Avem lackey, putem să scoatem lackey la tura 5-a. Asta mă pune să trag cărți și mi-ar de o carte. Pișeam aș pe măsa. Oh, ce-mi face ăsta? No, no! No, you fucking bastard! You fucking bastard! Ok, hai că nu e așa de rău, să știi. Oare el s-o gândi că e rău, dar de fapt pentru mine nu e așa de rău. Nu știu ce joacă. Bă, ăsta era pachet de la de Milrogue, de New Milrogue, dar nu mai știu dacă avea arma aia periculoasă în el. Am și uitat cum se juca ăsta. Bă, nu mă, se juca cu arma aia periculoasă, de fapt, așa că pun asta. Și gen, el și l-a întors în mână și decât gen mi l-a dat odată, nu? Sau l-a mai la, da, și l-a întors în mână. Fuu, fucking hell, man. Destul de dureros. Nu prea am ce să pun. Și la tura 4-a pun ăsta, that's easy, deci nu folosesc coin-ul acum, îmi pare rău, uz. Trebuie să te scot. I'm sorry, uz. Nu-mi place, nu-mi place. 1, 2, e bine. You're gonna get fucked, boy. Perfect, perfect, n-am nimic împotriva acelui play, mă jur. Nimic, absolut nimic, prietene. You feel me?
N-am absolut nimic împotriva lui. What do you ask of me? O să vezi tutura următoare ce I ask of you. Să juca cu Vanish? Parcă nici nu mai mi-aduc aminte. Cred că trebuie să aibă niște Vanish-uri. Oricum, am cărți foarte bune în mână. Am pregătite de orice... orice fraierime vrea să bage el. There once was a man from Gilneas. Ce mă amuză. Bun. Jucăm carte. Jucăm carte. Ce ai înțeles la tura 5-a? Ce ai înțeles? Oare mai știe ce să facă? Oare ce-o da pe mine? Dar nu mi-e frică de chestia aia, știi? Nu mi-e frică cu el în mână. Ok. Fine. Fine. Just let's do this. You get me? Let's just do this. All day. Săracu. Cred că se gândește destul de aiurea în momentul ăsta ce să facă. Sorry bro, not your day. I know you wonder. Așa. Haide, dă-i. Dă-i. Oh! Bun. El vrea să-și mărească arma. Aici eu aș pune, let's say... De că dacă îmi dă Vanish oricum e același lucru și poate să-mi distrugă cărți care sunt pe masă, așa că mai degrabă aș pune asta, n-aș vrea să am ăsta deja distrus de jos. Îi dăm direct pe față. A, cred că puteam să-l bat și sunt eu praf ca de obicei. Deal 3 damage to a minion. Ok, nu puteam să-l bat. Era pe aproape. Bă, nu vreau să trag cărți, că poate dă Vanish ca ultimul scrub și vreau să-mi loc în mână. Ok. Ah. It's painful. Am cumva cum să-l bat pe fraierul ăsta. Ok. Pun... în primul rând pun ăsta. Și cine vreau să mi-l salvez neapărat, deși să mai joc încă 4 cărți. Bam, bam. Gen, câte am aici? 1, 2, 3, 4. Și aici 1, 2, 3, 6, 7 plus 3. Gen, aș folosi un d-asta numai ca să-mi fac loc în caz că să nu-mi ia Mountain Giant-ul și al doilea. Vreau să am resurse bune în mână. Bun. Am loc în mână de orice nebunie vrea să-mi facă. Ha! Come boy. Show me what you got. Togo 3333. Ce nume penibil are. I-am făcut loc. Înțelegi tu? Îmi vine și Mountain Giant înapoi în mână. You feel me? Ai dat două vanish-uri. Ești copt. N-am cum să-l bat încă cu aia. E... pișa pe el omul. Ia ce mai mi-arde? Mi-arde Blood River Gul'dan, că na. Are bulanul ăla nesimțit. De fapt stai că trag carte. Ce ai înțeles?
Bam, 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 și bam. Poți să retrotinezi tu până poimine anumite cărți. K, lifesteal de 5. Ce pui mei, well played. Ah, ok. Știe că e mort. Ultimul scrabărino. Așa, dă-mi și lui un well played, ca știu cu cine a jucat. Ok, toată lumea, acesta este Q-blocul nostru. Două victorii din două meciuri, foarte tare. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Nu uitați să lăsați multe, multe, multe like-uri dacă apreciați seria noastră de Hearthstone. Să mă lăsați sugestiile voastre cu ce pachete de Hearthstone mai vreți să fie văzute pe canal. Ce așteptări aveți pentru nouul sezon de standard. Și ne vedem pe episodul următoare. Poți!